Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi vreau să facem împreună ghidul de cadouri de Crăciun pentru cititori de anul acesta. Am făcut deja unul acum 2 ani și unul anul trecut. Pentru cei care nu au văzut ghidul de anul trecut, să vă spun cum este treaba, o să fie 5 categorii în care eu o să sugerez câteva cărți care ar putea fi potrivite pentru categoria respectivă, evident. O să vorbim despre cărți pentru copii, cărți pentru fete, băieți, flori. Nu, mame, tați și evident la final va fi și secțiunea specială de Irina's Wishlist în care vă voi arăta ce cărți aș adora să văd sub brad anul acesta. Să-i dăm drumul! În primul rând, în momentul în care vine vorba de cărți de Crăciun pentru copii, cred că este o singură carte care este pe buzele tuturor în momentul de față și anume Un băiat numit Crăciun de Matt Haig, apărută la editura Nemi. Eu încă nu am citit cartea asta și mor de ciudă, dar am ascultat aseară fragmente din ea și este absolut superbă din toate punctele de vedere. Este o carte despre un băiețel, Nicolas, care ajunge să descopere Crăciunul și să se descopere pe el însuși, mai multe de atât nu spun. Dar este o carte care sună minunat, arată perfect, pentru că ilustrațiile sunt foarte, foarte frumoase și cu siguranță va face un cadou foarte bun. A doua carte, deja o știți, este vorba de Puff, pinguinul rătăcit de Roxana Truța, cartea apărută la editura Creativ. Eu încă nu am citit cartea asta, m-am uitat în schimb prin ea și ilustrațiile, din nou, sunt absolut fabuloase, îmi plac mult, mult, mult de tot. Eu am primit cartea asta de la Roxana și urmează să o citesc în cadrul proiectului 12 Books of Christmas, așa că o să vă spun cu siguranță cum mi s-a părut. Dar, din nou, cred că dacă aveți copii mici în preajmă, asta este o idee foarte, foarte bună. Și rămânând în zona de copii mici, nu vreau să vă arăt o carte, ci niște reviste. Nu este self-promo în niciun fel, pentru că nu pe asta va pica accentul, dar vreau să vă arăt revista Fabulafia. Au apărut deja 5 numere, acesta este al 5-lea, în care sunt efectiv o groază de povești absolut minunate pentru copii. Mie un abonament la Fabulafia mi s-ar părea un cadou foarte, foarte frumos. Stai să vă arăt preferata mea de numărul acesta. Șosetele astea sunt cel mai cute lucru pe care l-am văzut vreodată. Poveștile sunt foarte frumoase, ilustrațiile sunt foarte frumoase, calitatea revistei în sine este wow. Așa că eu cred că un abonament la Fabulafia sau măcar un număr sau două din revista asta ar fi un cadou super mișto pentru copil mic. Cărți pentru fete. E bine, aici am stat să mă gândesc un pic dacă ne referim la fete mari sau fete mici și am zis să aleg un pic din fiecare categorie. Dacă ne referim la adolescente, singurul lucru la care mă pot gândi în momentul de față este Girl Online în turneu de Zoe Sag, apărută la editura Epica. Eu n-am citit încă această carte, am citit primul volum, care, deși nu este super literatură, este foarte, foarte cute. Motivul pentru care am ales această carte este Zoela, sincer. Mie îmi place foarte mult de ea și ieri și astăzi de dimineață i-am văzut vlog măsurile așa pe repeat. Eu cred că este o carte foarte light, foarte drăguță. Cred că nu ar trebui să dureze mai mult de o zi să o citești și mi se pare o carte foarte potrivită pentru vacanță. Iar dacă fetele din viața voastră deja vor lucruri un pic mai serioase, am găsit alte două cărți care cred că ar fi potrivite, două cărți pe care eu încă nu le-am citit, dar pe care vreau să le citesc foarte, foarte curând. Prima pe listă este Funny Girl de Nick Hornby. Nu sunt foarte sigură dacă s-a tradus această carte, dacă da o să las linkul mai jos. Dacă nu, cu siguranță o găsiți în engleză pe Ocean, pe Amazon, pe Book Depository, în multe, multe site-uri de genul ăsta. Este o carte despre o starletă, o vedetă din anii 60. Este o carte retro, este o carte cu personaj principal femeie, ceea ce din nou este foarte important și este pe lista mea de cărți de citit curând, curând. Și o... Guys, n-aveți idee cât de frumos ninge afară în momentul ăsta. Yay! Ok, revenind. Și ultima carte pentru fete, pe care și eu vreau să o citesc foarte curând, este Eleganța Riciului de Muriel Barbery, apărută la noi la editura Nemira, pe care eu am primit-o de la cei de la Nemira. Așa cum știți, nu știu foarte clar ce se întâmplă în cartea asta, știu însă că face foarte multe referiri la literatură, la filme, la pop culture în general, are multe elemente filozofice în ea și mie personal mi-a fost recomandată de foarte, foarte multe fete, așa că mă gândesc că ar putea să fie un cadou potrivit. Cărți pentru băieți. Din nou m-am gândit la băieți mai mari, băieți mai mici, în funcție de băieții din viața voastră. E foarte ciudat pentru că o să fiu oarecum feministă, misogină, nu știu exact care e termenul potrivit în contextul de față. Dacă volumele de fete mi se par mai degrabă de fete, mie volumele de băieți mi se par potrivite pentru toată lumea, însă a trebuit să fac această categorie și să mă gândesc la niște titluri.
niște cărți pe care să zicem că fetele foarte girly-girly nu le-ar plăcea și poate băieții nu le-ar respinge de ușor. Nu știu dacă are sens ce zic, oh well. În fine, prima carte pe care vreau să vă arăt este o carte care mie mi-a plăcut la nebunie și deja vom vorbi despre ea. Este o carte potrivită adolescenților și mai sus de atât, de la, nu știu, 16 plus, să spunem. Este evident vorba de Mințile lui Billy Milligan, de Daniel Keyes, cartea apărută la editura Young Art. Este o carte care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, am citit-o la începutul anului. Am impresia, dar nu sunt foarte sigură încă, că o să ajungă pe top 10 din 2016, dar nu promit. Așa cum știți, mie Daniel Keyes îmi place la nebunie. Cealaltă carte a lui pe care am citit-o, Flor pentru Algernon, este una dintre cărțile mele preferate din toate timpurile, iar cartea asta, deși nu este atât de bună, este foarte, foarte bună. Are de-a face cu personalitate multiplă, cu închisoare, cu crime, tot felul de lucruri de genul ăsta. Așa că mi se pare un roman potrivit pentru căciunul ăsta. A doua carte, care cu siguranță este potrivită pentru băieți, este Good Omens, de Terry Pratchett și Neil Gaiman. Din nou știu că această carte a fost tradusă, dar nici să mă pici cu ceară, nu mai știu în momentul ăsta la ce editură. O să las linkul mai jos. Așa cum știți, mie cartea asta nu mi-a plăcut în mod special, am impresia că i-am dat 3 stele din 5 pe Goodreads. Au fost momente în care mi-a plăcut extraordinar de mult, momente în care mi s-a părut că e un pic cam flat, nu știu, că se întinde un pic cam mult, se întinde un pic cam inutil. Însă, am cunoscut atât de mulți băieți care le-a plăcut această carte, încât este cu siguranță o recomandare bună în sensul ăsta. Și o altă carte care din nou a fost recomandată de toată lumea, care mie în mod special nu mi-a plăcut, dar care cu siguranță ea în sine este o carte bună, este Fata cu toate darurile, apărută la editura Nemira. Este o carte cu zombie, este o carte post-apocaliptică, este o carte pe care eu am citit-o săptămâna trecută. Mie nu mi-a plăcut în mod special modul de scriere, dar mi-a plăcut ideea foarte mult. Așa că dacă băiatul din viața voastră se concentrează mai mult pe acțiune, pe ce se întâmplă și mai puțin pe modul în care este scrisă cartea, atunci cu siguranță este o idee foarte, foarte bună de cadou. Să trecem acum însă și la categoriile cu adevărat serioase și anume categoriile pentru părinți. Cărțile pentru mame sau pentru mătuși, bunici, femeile mai mature din viața voastră. De data asta nu mi-a fost foarte greu să aleg, sunt foarte mândră de opțiunile la care m-am gândit. Prima carte este o carte pe care nu am citit-o, dar care din nou este pe listă. Este vorba de Casnica, de Jill Alexander Essenbaum, apărută la editura 3, pe care mie cei de la 3 mi-au dorit-o și le mulțumesc foarte mult. Așa cum am zis în book haul, această carte a fost în toate book club-urile din București în această perioadă. Este o carte despre femei mature, despre cum să regăsești pe tine de la o anumită vârstă. Personajul principal nu mai are chiar 20 de ani. Este o carte, din câte am înțeles, despre dragoste de sine și dragoste pentru alții și cred, chiar cred, că ar face un cadou foarte, foarte frumos. Iar următoarele două cărți deja le-am citit și sunt perfecte din toate punctele de vedere. Prima este Înainte să te cunoști, de Giorgio Moyes, apărută la editura Litera. Cartea pe care eu am citit-o, i-am făcut o recenzie, o să las linkul mai jos. Am fost la film cu mama și i-a plăcut și ei extraordinar de mult. Sunt convinsă că ar fi plăcut și cartea dacă ar fi citit-o înainte să vadă filmul. Este o carte foarte romantică, dar nu extraordinar de siropoasă, mereu. Este pur și simplu o carte cu care poți să stai comod în pat și să fii așa foarte cozy și nice. Eu vă garantez că mamei mele, cel puțin, i-ar fi plăcut cartea aia extraordinar de mult dacă nu ar fi văzut deja filmul. Și o carte care i-a plăcut mamei extraordinar de mult și pe care nu am tocmai pentru că este la ea, este Cea mai frumoasă carte din lume, de Erik Emanuel Schmidt, apărută la editura Humanitas. Nu vă închipuiți cât de frumoasă este această carte, cu siguranță va fi în top 10 din 2016. Sunt mai multe povestiri scurte, 7 dacă mi-aduc bine aminte, fiecare dintre ele urmărind câte o femeie într-un anumit stadiu al vieții ei. Este pur și simplu perfectă din toate punctele de vedere. Stilul de scriere al lui Schmidt este genial, mie îmi place foarte, foarte mult. Te face să simți cu fiecare personaj în parte, deși nu te identifici neapărat cu toate dintre aceste 7 femei, dar fiecare dintre ele are ceva care te atrage într-un mod unic din punctul meu de vedere și este o carte pe care cred că orice femeie ar trebui să o citească. Și cred că și orice bărbat ar trebui să citească dacă vrea să înțeleagă un pic mai bine moduri diferite de gândire al femeilor. Este o carte absolut perfectă. Eu cred că toate mamele și toate femeile ar trebui să citească această carte. Și acum cea mai grea parte din acest clip este evident categoria pentru tați. Știți că în fiecare an mă confund cu problema asta. Am 3 cărți pe care vreau să vi le arăt.
Prima este, evident, cartea cu care Bob Dylan a câștigat Nobelul. Este cartea apărută la editura Humanitas. Eu, sinceră să fiu, nu am fost foarte încântată de această decizie a celor de la Nobel, dar asta este conversație pentru alt clip. Cu toate astea, sunt convinsă că dacă tații voștri sunt fani ai lui Bob Dylan în general și dacă sunt oarecum nostalgici legat de muzica lui, cu siguranță și cartea l-ar plăcea foarte mult. A doua carte pe care vreau să vă arăt este o carte potrivită taților care citesc ficțiune. Este vorba de Cea mai norocoasă fată, de Jessica Knoll. Este un thriller apărut la editura 3. Din nou nu am citit cartea asta, dar sincer, thriller, adică ce vrem mai mult de atât. Am înțeles că este bestseller în state. Această carte este cea mai populară carte din Statele Unite în momentul de față. Eu sincer zic că dacă tații voștri oricum citesc ficțiune, asta este o alegere foarte bună. Și un alt lucru pe care nu vi l-am mai arătat până acum, dar care mie personal mi se pare foarte mișto și mă bucur extraordinar de mult că există chestia asta, este vorba despre Iocan, revista de proză scurtă. Acesta este numărul 2, eu pe primul nu l-am, vreau să mi-l iau cât de curând. Deocamdată nu am apucat să citesc povestirile din cartea asta, dar de exemplu am impresia că și Ian Cavieru, cred că a scris... Da, și Ian Cavieru a scris o povestire în această revistă. Este o revistă coordonată de Marius Chivu, Florin Iaru și încă cineva, îmi cer scuze. Dar mie mi se pare ideea foarte mișto, faptul că în România există o publicație care se ocupă de proza scurtă, pentru că, așa cum știm, proza scurtă are un statut foarte ingrat din punctul meu de vedere, pentru că, evident, e foarte greu să publici o povestire, apoi e foarte greu să faci un volum de povestiri ca autor debutant sau, oricum, măcar la început de drum. Și cred că o astfel de revistă este foarte, foarte potrivită pentru cei care scriu. În primul rând, pentru cei care vor să descopere autori români, în al doilea rând. Nu știu, per total mi se pare un proiect extraordinar și felicitări din suflet celor care se ocupă de el. Categoria cea mai ingrată, dar care evident pe mine mă bucură cel mai mult, my own personal wishlist. Dacă aveți în viața voastră pe cineva care seamănă cu mine într-un fel sau care are gusturi asemănătoare cu ale mele, atunci ăsta ar putea fi câteva idei de cadouri pentru persoanele respective. În primul rând, nu știu dacă știți asta despre mine, dar unul dintre lucrurile care mie îmi place cel mai mult pe acest pământ este să fac prăjituri. Mereu am spus că nu există un lucru mai relaxant și mai frumos pe lumea asta decât să topești ciocolată în orice formulă, orice fel. Este... I love it! Așa că anul acesta vreau neapărat să investesc mai mult în cărți de bucate. Prima carte la care m-am gândit și prima carte pe care mi-au căzut ochii într-un cărturești este Tanya Bakes, de Tanya Burr. Evident, Tanya Burr este o youtuberiță, așa că nu este neapărat cel mai bun cofetar din lume, nu mă aștept să fie așa, însă cartea este atât de frumoasă, arată foarte, foarte bine. Am mai urmărit videourile de baking ale Taniei și îmi plac foarte mult și eu acasă am făcut o chestie care se numește Triple Chocolate Bread, am impresia că îi spune. Hai de capul meu, deci... Este genială, sincer, este absolut genială și sunt tare curioasă să văd și cum sunt celelalte rețete din cartea ei. Cartea de aproape ficțiune de pe wishlist-ul meu, nu o să fie o surpriză pentru nimeni, este vorba de Meseria de romancier de Haruki Murakami, cea mai recentă carte pe care a scos-o Murakami. Tocmai am aflat că mai scoate încă una în 2017, ceea ce este super tare, dar vreau să citesc cartea asta. Nu este o carte de ficțiune în adevăratul sens al cuvântului, dar oricum orice scrie Murakami este genial și, în al doilea rând, Murakami despre scris, combinația perfectă. Și evident, în al treilea rând, pentru că prea nu era niciun J.K. Rowling în acest clip, mi-a plăcea foarte, foarte mult să primesc scenariul de la Fantastic Beasts and Where to Find Them. Arată superb. Cei de la Books Express am văzut că au făcut o treabă foarte frumoasă cu pachetele pe care le-au trimis fetelor. Este pur și simplu o carte foarte, foarte frumoasă, care cred că este necesară colecției mele de J.K. Rowling. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult să o găsesc sub brad. Filmul mie mi s-a părut perfect de la prima secundă până aproape la ultima. Nu mi-a plăcut ultima scenă în mod special, dar a fost super calm realizat, povestea este genială, este genială la suprafață și este genială când stai să te gândești un pic la mesajul din spate. Este, așa cum am zis, realizat mișto, actorii sunt geniali. Eddie Redmayne este... Oh my god, I love him! Nu știu, este pur și simplu un film perfect de la A la Z. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Astea sunt sugestiile mele de cadouri de Crăciun. Dacă ați rămas până aici, mulțumesc foarte mult! Sper să vă fie utile aceste idei. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un thumbs up
Și de asemenea, nu uitați să vă abonați, apăsăm butonul de subscribe de mai jos, ca să fiți la curent și cu celelalte clipuri. Așa că săptămâna viitoare să veți vedea cum deschid un pachet mare, mare și frumos pe care l-am primit acum câteva zile și în care încă nu m-am uitat. Așa că o să vedem împreună despre ce e vorba. Până săptămâna viitoare, citiți cât se poate de mult, bucurați-vă de zăpadă dacă aveți, de tot ce înseamnă turtă dulce și ciocolată și portocale și Crăciun și familie și toți cei dragi. Bye!